Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou episod din Minutul de Conștientizare. Astăzi avem data de 18, cei născuți în ziua de 18, indiferent de luna de naștere, care este greșeala lor, care poate să este de fapt a doua lor natură, dar poate să fie o recidivă din partea lor și le poate aduce foarte multă suferință. E, nu este neapărat prea plăcut. Cei 8 din ziua de 18 au avut tendința să păcălească și să dobândească bunuri prin minciună. Tâlhărie chiar. Adică o trastepe. Da? Mare, mare grijă. În a doua voastră natură aveți tendința să și ați ști foarte bine, uite, dacă cineva ar veni la voi și v-ar întreba cum anume am putea să prezentăm anumite lucruri sau să dobândim anumiți bani, cu siguranță v-ar veni foarte multe idei și poate unii dintre voi vă și întrebați, dar de unde ideile acestea pentru că eu în viața mea nu am furat sau nu am sepuit sau nu am mințit sau așa mai departe. E, într-adevăr, poate lucrul ăsta nu l-ați făcut și bine ar fi să nu-l faceți în continuare, nu de alta, pentru că se numește recidivă, cum am mai spus. Faptul că ai mințit mult în alte vieți, ai distrus viețile celorlalți prin această minciună, și atunci, bine ar fi să nu o repeți. Mai mult decât atât, onestitatea și sinceritatea ar trebui să fie valori de căpătâi pentru voi. Bine ar fi să, de asemenea, să vă găsiți o meserie destul de creativă în care să puteți să folosiți această abilitate, pentru că, să ne înțelegem, faptul că noi am dobândit anumite abilități în viața trecută ne pot ajuta în viața aceasta, atâta timp cât le folosim în serviciu tuturor, nu doar al nostru, și în serviciu celorlalți, putem să folosim acele abilități. Adică dacă, uite, ai abilitatea de a recunoaște, pentru că tu știi cum anume să păcălești pe cineva, dar acum poți să recunoști pe cei care au tendința să păcălești și să lucrezi de partea binelui și să prinzi pe cei care mint sau pe cei care au tendința să dea țepe. Și atunci, practic, faci o răsplată karmică, adică plătești karma, și în același timp îți folosești și abilitățile. Aceste aspecte se pot întâmpla la toate zilele de naștere, da? să vezi acele abilități de care ne-am discutat pentru fiecare în parte și pur și simplu să le îndrepti înspre lumină, să le folosești, adică să-ți folosești acel instinct care există în tine, a doua natură, să o folose folosești într-un sens benefic. Nu spune nimeni că acele abilități necesită să fie doar negative. Așadar, voi cei născuți în ziua de 18, cum stați cu minciuna? Acum așa sunt sigură că nu prea e ușor să recunoașteți, dar este un test de sinceritate pentru voi cei care sunteți născuți în data de 18. Cât de mult mințiți? Spor la conștientizări!